Zim și mie acum, legat de discuția asta cu angajații și cu utilajele și cu astea. Zim și mie, toată lumea e speriată de ideea de a trece de la arătură la minimum til și de la arătură la no til, de faptul că, ce domne, toată lumea care a încercat un an de zile după aceea și-a revenit, datorită faptului că producția este semnificativ, dacă mai prins și un an de secetă sau cu precipitații mai mici, semnificativ mai mică. Din punctul tău de vedere, cum percepi chestia asta de tranziție de la... Nu e mai mică, dar odată ce schimbi lucrurile astea, trebuie să schimbi... dacă în afară de a semăna direct nu schimbi nimica, nu faci decât să te pregătești pentru un eșec și să cauți un motiv să te întorci la ce știai, fuga. Fuga înapoi la fusta arăturii, că acolo te simți tu în siguranță. Bineînțeles că odată cu semănatul direct se schimbă nutriția, pentru că ai plecare mai grea. Se schimbă momentul de semănat, pentru că ai o răsărire un pic mai greu aici, trebuie să te decalezi, să te dai un pic mai înapoi, să semeni un pic mai devreme. Vei schimba genetica, vei schimba protecția culturii. Cum rezolvăm tasarea? Că toată lumea îmi zice, băi, fii atent, voi sunteți nebuni. Nu e nicio problemă cu tasarea. Nu e nicio problemă cu tasarea. De ce, mă? Nu e nicio problemă cu tasarea. Este în capul tău problema cu tasarea. Perfect, mă, zi de ce? Că caut și eu. Pentru că rădăcina are forță de penetrare mai mare decât fierul tău. De-aia. De acord cu tine. Și acum nu fi nervos. Serios. Că eu dă o cârcă de ani, vând okay. Ai avut o situație în care a trebuit să intri pe moale, să recoltezi porumbul pe moale și ai făcut acolo șleauri și nenorociri. Altceva. Ai avut o situație în care ai intrat, cum s-a mai întâmplat, la or sau la grâu, ai avut ploi pe sfârșit de sezon. Exact, în iulie a plouat. A plouat mult, așa. Bun, da, acolo e o problemă, eu nu știu ce. Dar tasările normale nu sunt o problemă pentru grâu. O faci din rotație. Deci, în primul rând, pe lângă toate lucrurile pe care le-am enumerat mai înainte, trebuie să se adaptezi rotația. Eu vreau să o fac din cover crop. Și aici chiar am nevoie de foarte mult dacă timp. Pui, dacă ai condiții normale, bune, să înființezi un covor vegetal și ți adaptezi speciile din amestecul ăla. Perfect, dă-mi un sortiment. Un mix pe care tu îl consideri. Mi se pare foarte interesant. După ce și înainte de ce? Păi, că e foarte important. Teoretic, zim după grâu înainte de porumb. După grâu înainte de porumb trebuie să mergi cu ceva care să aibă leguminoase în amestec. Deși e destul de complicat de făcut, pentru că leguminoasele, majoritatea sunt ceea ce se numește cool season, adică sunt semințe, sunt specii care sunt învățate să plece în vegetație de vreme pe rece. Dacă semeni de vreme în vară și vine august, începutul septembrie, cu călduri mari, planta aia o să se grăbească să fructifice. Deci nu faci treabă bună. Dacă te duci mai târziu, pe la jumătatea lui septembrie, există posibilitatea să vină iarna mai devreme și să nu se dezvolte suficient. Există disponibilă în apropiere de noi o leguminoasă foarte prolifică, care americanii zic sun hemp, care este o leguminoasă warm season. Nu e o specie indigenă la noi, crește, poți să bifezi două chestii cu ea. Unul, că fixează mult azot, doi, că are o cantitate de biomasă mare, adică dacă o lași să crească, se face cât tine. Și poți să o semeni vara. După ce ți-ai luat grâu, poate chiar imediat, dacă ai posibilitatea, mai ales dacă ai face-o direct. Da. Sau cândva direct, la... E clar că direct, e cel mai bine. Și după aia mai vii cu niște specii care să meargă tot warm season. Floarea soarelui. Zi-mi, te rog frumos, ca și mix, cu ce ar trebui eu să semăn, dat fiind faptul, dimensiunea semințelor și formă. O să separi semințele și să le amesteci separat, legat de mărime. Semințele mari doar cu semințe mari, semințele mici. Să fac două treceri. Să faci, ai două buncăre la semănătoare. Da. Dacă și într-unul să bag
Semințe mari și într-unul semințe mici? Da. Poți să semeni pe două adâncimi. La ce folosești tu? Zim cum vezi în Și poți să îți rezolvi problema ta sărilor așa.